În Salou, sunetele se transformă din nou în ecouri transilvane. Cu bucurie și oameni deosebiți am reușit să conturăm și în acest an entuziasmul festivalului Ecouri Transilvane. Pentru noi este o împlinire în plus, o experiență la care participă formații corale de excepție din țara noastră, adăugându-se și farmecul aparte al coriștilor italieni din corul Vismantova. Având de-a face cu schimbarea bruscă de energie și ocazii impusă de momentele triste ale anului, am dorit, în mod deosebit, să aducem o oază de cânt, de sentimente frumoase, obligatorii când ne referim la ritm și armonii, la revederea unor prieteni dragi sau, pur și simplu, la audiții muzicale care ne luminează. Festivalul Ecouri Transilvane din acest an dorește să-și exprime și solidaritatea cu persoanele încercate în aceste vremuri. Este dedicat oamenilor, speranței, iubitorilor de muzică și frumos. Varianta online a festivalului este un motiv în plus să putem afirma din nou că arta nu are limite. Suntem încântați că la ediția din acest an și-am anunțat participarea. Corul Antifonia al Academiei de Muzică Clujene este un adevărat fenomen prin maestria interpretativă și numeroasele premii obținute, iar dirijorul Constantin Râpă, una dintre cele mai complexe personalități ale vieții cultural-artistice contemporane. Maestrul Voicu Enăchescu, președintele Asociației Naționale Corale din România, a avut șansa să intuiască chemarea vocației sale și forța de a o realiza. Fiul de preot a devenit la rândul ctitor, ridicând un altar de sunete numit Preludiu. Așa afirma muzicologul Grigore Constantinescu. Corul de copii și tineret, simbol al Patriarhiei Române, fondat și dirijat de părintele arhidiacon Jean Lupu, secundat acum de luminița Guțanu Stoian. Prin frumusețea vocilor a cucerit mapamondul, devenind un adevărat simbol pentru iubitorii de frumos de toate vârstele. Corul de cameră Capela Transilvanica, formație de referință în arta corală românească, creație a regretatului profesor Dorin Pop, își continuă traseul artistic fulminant, sub bagheta magică a dirijorului Cornel Groza. Studenți ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, reuniți în formația de excepție Ave Muzica, reușesc, sub bagheta dirijorului Ciprian Para, să se manifeste ca o formație de primă mărime din țară și nu numai. Prieten constant și susținător necondiționat al muzicii corale românești, președinte al Asociației Române de Cânt Coral, maestrul Ioan Oarcea, alături de formația sa Astra, a adus de-a lungul anilor optimism și prospețime în manifestările artistice ale genului. Ansamblul de muzică tradițională românească Icoane, condus de Ioan Bocșa și instruit de Alina Stan, are menirea de a restitui iubitorilor de frumos într-o formă cât mai aproape de original producțiile artistice muzicale ale poporului român. Corul Lumină Lină al Catedralei Episcopale Sfânta Vinere Zalău, dirijat de Ciprian Ghiurco, prin talentul și dăruirea acestuia, suntem convinși că va lumina ani buni muzica corală din Sălaj. Corul Vismantova, dirijat de Giovanni Baroni, ne-a fost oaspete drag în mai multe ediții ale festivalului. Repertoriul abordat și interpretarea inedită se constituie în imagini artistice de o rară frumusețe. Festivalul din acest an este organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, al Liceului de Artă Ioan Sima Zalău și a Episcopiei Sălajului. Echipa de organizare: Bianca Damian, Mihai Damian și Ciprian Ghiurco. Mulțumim tuturor! Organizatorii, formațiile participante și dirijorii acestora urează la mulți ani inițiatorului și susținătorului festivalului Ecouri Transilvane, profesorului Ioan Chezan, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă.
Dorindu-vă sănătate, gânduri bune, vă invităm să fiți alături de noi cu sufletul, cu emoții, să primiți prin intermediul muzicii bucuria noastră, a participanților și organizatorilor festivalului Ecouri Transilvane. Oh.
Cari amici del coro Camerata di Zalau, ciao, buongiorno dal coro Bismantova di Castelnuovo Monti. Siamo qua nella sede del nostro coro e vi salutiamo con amicizia dall'Italia. Ci fa piacere che nella prossima vostra rassegna vi ricordiate del coro Bismantova e, come vedete, anche noi non abbiamo dimenticato i bei momenti trascorsi insieme al coro Camerata, e questi sono la testimonianza dei momenti che abbiamo vissuto insieme e che abbiamo appeso qua nella nostra sede. Vedete i distintivi del coro Camerata, del coro Bismantova e il manifesto che ricorda il bel concerto che abbiamo fatto insieme nel vostro paese. Quindi vi ringraziamo di nuovo, vi salutiamo, partecipiamo molto volentieri alla vostra rassegna virtuale del prossimo agosto con alcuni contributi. Sono qua con me il nostro direttore Giovanni Baroni, Marcello e Silvano, che sta facendo la ripresa. E vi salutiamo davvero con amicizia, con affetto, e speriamo che dopo questa rassegna virtuale, per le ragioni che sappiamo, ci sia anche altre occasioni per rincontrarci e per rinnovare l'amicizia che abbiamo creato. Quindi speriamo che ci siano occasioni di rivederci. Salutiamo tutti voi, maestro Kezan e il coro Camerata. Ciao a tutti dal coro Bismarck. Saluti Eugenio. Però c'è questa leggenda che ispira il brano, che dice che questo re Chakazulo non è morto, ma in realtà si è addormentato e potrebbe svegliarsi da un momento all'altro. The lion sleeps tonight. Thank you.
canto di ringraziamento che venne composto da John Newton, che era un capitano di navi negriere, che si convertì al cristianesimo dopo una prima parte della sua vita dedicata appunto a delle attività non tanto legittime. Si converte al Signore e compone questo canto di ringraziamento che vi proponiamo ora. Amici miei. Oh.
signor Bellone, basta adesso il tocco, mi di signor Bellone, col Bellone, Oh,
Thank you.
Oh.
Salva mântră de margele, hai de mine cum aș mele.